salutare, dragi prieteni, suntem în satul Taraclea de Salce și am venit să felicităm pe doamna Maria cu ziua de naștere, să vă urăm multă, multă sănătate, fericire, dragoste, iar surpriza vine din partea copiilor, nepoților și a strănepoților. Mulți ani trăiască la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască la mulți ani. Veniți de coace! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască la mulți ani, mulți ani trăiască. Și venim de la Cahul să vă felicităm cu împlinirea celor 20 de ani, restul este experiență, corect? Corect, la mulți ani, haideți să o aplaudăm cu toții. Să vă dorim multă, multă sănătate, fericire. Și vreau să vă întreb, cum credeți, cine v-a organizat așa felicitare? Nu știu. Ia uitați-vă, avem pentru dumneavoastră niște cadouri și avem și un mesaj de fericitare în care scrie cine vă felicită așa frumos. Primiți cadourile noastre, acest buchet frumos. Această tortă este pentru dumneavoastră. Ajutați-o cineva să nu se murdărească. E greu, da, este greu. O să-l țineți? Și avem și șampanie pentru dumneavoastră. Așa. Și această tot este pentru dumneavoastră. Și am să citesc mesajul de felicitare, să vedem cine vă felicită așa frumos. Sărut mâna, mama dragă, îți scriu ai de copii plecați în lumea mare, care nu au putut fi prezenți la această sărbătoare, dar au hotărât să-ți facă o surpriză chiar și din depărtare. Primul nostru strigăt te-a făcut fericită, pentru restul te rog să ne ierți, mama. Ne închinăm în fața ta și îți mulțumim pentru tot. Numai bunul Dumnezeu știe cât te-ai chinuit până ne-ai crescut așa de mari. Doar El ți-a fost companie în toate nopțile nedormite, când ai stat la căpătâiul nostru și ne-ai legat somnul. Noi ne-am luat zborul din cuvântul părintesc, dar nu am uitat de educația care ne-ai dat-o și de toate calitățile bune care le-ai pus la temelia copiilor tăi, care azi sunt oameni maturi deja. Îți mulțumim pentru tot. Nu-ți putem explica în cuvinte cât de mult însemni tu pentru noi. Vreau să știi, mămică, chiar dacă nu-ți pășim așa de spragul casei și nu te sunăm în gândul și în inimile noastre, mereu te purtăm. La orice rugăciune lui Dumnezeu ne mulțumim și pentru sănătatea ta ne rugăm.
La mulți ani, scumpă mamă, mamă, soacră, bunică și străbunică, fii sănătoasă și plină de puteri, să mai adaugi mulți, mulți ani înainte, iar bunul Dumnezeu să-ți vegheze pașii, zile senine să-ți fie, bătrânețea liniștită. Ne pare rău că nu suntem alături azi, dar îți trimitem cele mai strânse și calde îmbrățișări, cu cele mai sincere urări de bine, te iubim, unica noastră, mamă, cu sufletul tău bun, la mulți ani sănătoși, cu mare drag, din partea fiicei Irina, celor 6 nepoți, 14 strănepoți, a feciorului Ionel, nepotului și cele două strănepoțele, la mulți, mulți ani, este pentru dumneavoastră. Și noi am venit nu doar cu două daruri pentru dumneavoastră, am venit cu un buchet de melodii ca să vă înveselim. Lăsați acolo undeva torta și vă uităm la dans. Și-a mai zis pe pământ ce trăiești din al meu gând. Și-a mai sfânt în viața mea ești doar tu, măicuța mea. Bine sufletul rănit, măicuță dragă, eu te strig, vreau să știi durerea mea, Alina, mamă, inima. Celor dragi și eu cred că v-a plăcut și aveți un cuvânt de mulțumire pentru ei.
Le mulțumesc la cei care au făcut, mi-au făcut surpriza asta. Toți care au luat parte la șapieri, le mulțumesc la toți, din tot sufletul. Și vă iubesc toți, pe toți! Azi eu vin la tine, că e ziua ta, măicuță. Sufletul din mine plânge că te faci micuță. Ca o lumânare te topești și doare inima.